Suntem astăzi în platou pentru a dezbate depresia, dar și pentru a vedea un proiect frumos care o aduce cumva în atenția noastră și ne ajută să o înțelegem mai bine. Alături de mine se află Iolanda Crețescu, psiholog, pe care o salut și mă bucur că ne reîntâlnim. Mulțumesc frumos, Consula, pentru invitație. Și nu ai venit singură, pentru că lângă tine se află Octavian Iacob, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc că este pentru prima dată în platoul nostru. Și vă mulțumesc. Octavian, te asigur că marchezi o premieră în platoul nostru, pentru că Mensana niciodată nu a avut ca invitat un regizor. Oh, mulțumesc! Aveți un parteneriat frumos și suntem tare curioși și de ce Deprehab împreună cu O Secundă? Cred că o să încep eu, dacă îmi dai voie. Odată cu lansarea noastră, 10 octombrie 2019, a proiectului Deprehab, primul hub antidepresie din România, în care ne-am propus, deja se face anul, să aducem pe buzele românilor de aici sau de pretutindeni cuvântul depresie nu ca ceva rușinos, nu ca ceva care te omoară, nu ca ceva care nu se rezolvă, ci ca un posibil simptom dacă nu faci la timp ceea ce ai nevoie. Depresia este boala însingurării, este boala bogatului și a săracului, este boala tânărului sau vârstnicului, este acel ceva care ne îndepărtează pe noi de noi și ne minte. Odată ce am lansat pe 10 octombrie, în urma conferinței de presă pe care am avut-o, cumva la 5 minute după ce am lansat și presa a preluat informația, noi nu mai puteam face față. Eram deja 70 de voluntari, erau liniile deschise și oamenii veneau și spuneau păsul. O să vă spun o poveste a Octavian. La mai puțin de 24 de ore, cineva mă sună și îmi spune: aveți un proiect pe depresie? Da, eu vreau să fac un film despre depresie. Și am spus ok, a venit vremea să dăm șansă vieții. O să vă povestesc cu Octavian cum s-a întâmplat de a auzit el de Deprehab la mai puțin de 24 de ore, de atunci trecând un an. Și îi spun și lui în premieră acum, deseori m-a dus cu mintea, pentru că ideea de scurtmetraj sau de documentar a fost și o idee a echipei mele. Și mă întrebam unde este băiatul ăla atât de entuziast și atât de informat, la cât era de tânăr, atât de informat despre depresie. Și la un moment dat, omul meu de comunicare îmi spune: știi, o să ai o invitație, se lansează teaserul. Poftim? Când? Cum? A fost asta. Și ne-am reîntâlnit și sper că împreună să reușim să facem lucruri frumoase. Am început deja. Sunt absolut convinsă. Octavian preia legătura și continuă cu povestea ta. Da, a fost o întâmplare extraordinar de interesantă. În sensul că chiar pe nou am auzit la radio știrea legată de Deprehab și a fost dat pentru prima dată live și numărul la care oamenii pot apela. Și cred că a fost pentru prima dată când am stat cu telefonul în mână și notam în timp ce auzeam, eram la volan și notam acest număr de telefon. Am sunat un pic cu inima îndoită, pentru că în viața nimeni nu e întâmplător și povestea filmului nu a venit pur și simplu întâmplător, iar ceea ce se întâmpla în acele secunde pe care le petreceam, din nou, nu era întâmplător. Auzeam la radio prima dată un astfel de spot. Am sunat și mă dat seama, e un pic ciudat să spui la telefon: știți, eu fac un film și mi-ar plăcea să discutăm despre treaba asta și filmul are ca și temă depresia și atunci vreau să se zicem în măsură să puteți să discutați despre asta, să mă sfătuiți ce ar fi bine să fac și cum ar fi bine să urnesc, către ce drum să urnesc acest film. Și așa a început parteneriatul, cu un simplu telefon și cu doi oameni care au vrut să-și spună da, hai să facem împreună lucruri. Mi-aduc aminte când au venit în cabinet, energia noastră a tuturor de acolo era: haide să ne apucăm să facem lucrurile astea, pentru că era surprinzător într-o lume în care școala nu mai e școală, nu mai avem timp, nu ne mai întrebăm. Erau doi tineri extrem de informați, extrem, extrem de informați și curgeau ideile de la unul la altul. Așa, aveau un flow și cred că o să meargă. O să cred vedem. Cu siguranță, Iolanda. Atunci, acum un an de zile, mi-am spus, cred că o să meargă.
Asta este ceva ce trebuie să știți despre mine. Când eu îmi spun, cred că o să meargă, cu siguranță că mă ham cu totul și merge până la sfârșit. Da. Octavian, vreau să mă întorc către tine și să te întreb, aveai în plan să faci un film și depresia a fost subiectul care ți-a făcut clicul? Aveai deja subiectul depresia, dar aveai nevoie de un om care să te ajute la cercetare? În ce stadiu te aflai în momentul ăla, pe 9 octombrie? Atunci, da, aveam în gând să fac un film și legat despre depresie. Toată povestea asta, din nou, cu riscul de a mă repeta, nu a venit întâmplător. În sensul că abordăm un subiect greu. Greu și asta pentru că mulți nu admit, nu discută despre treaba asta și eu în sinea mea chiar mă întreb de ce. Pentru care motiv ne ascundem și pentru care motiv vorbim. Că până la urmă nu e o rușine să ai o depresie, să suferi de o depresie, să te afli într-o imposibilitate de a comunica la un moment dat cu cineva. Am venit după mai multe momente tumultoase, putea spune, din viața mea, care m-au marcat. Am venit cu o încărcătură emoțională și chiar mi-am dorit ca prin acest film de debut să aduc în fața tinerilor, în primul rând, o boală existentă care, din păcate, a fost considerată până acum moft și oamenii nu au luat-o ca atare, nu au luat-o ca fiind o boală, au luat-o în derâdere și uite unde s-a ajuns ca toată lumea să aibă un astfel de episod în viața lui. Acum, cu pandemia și cu vremurile pe care le trăim, toți la un moment dat au simțit-o pe propria piele, cum e să stai închis în casă, să fii privat de anumite libertăți care eram obișnuiți pe care să le avem. Și acum toți înțeleg exact despre ce e treaba. Iar în momentul în care am auzit și știrea la radio, era o mânușă care se potrivea perfect pe ceea ce trebuie noi să facem. Bineînțeles că filmul a plecat de la anumite lucruri pe care le-am simțit de acolo, am plecat din interior, am trăit, am fost acolo în acele situații și le-am simțit pe deplin. Numai că aveam nevoie de specialiști, așa cum în continuare avem nevoie de susținerea dânșilor, pentru că fac o treabă excepțională și ajung la foarte mulți oameni și în momentul în care faci lucrul ăsta profesionist, știi că nu vei da greș. Și atunci aveam nevoie, ca în povestea filmului, să știu dacă luăm... Să spunem așa, dacă problema este luată în considerare ca atare. Nu îmi doresc ca acest film să fie un fake, să nu fie legat de realitate, ceea ce îmi doresc ca prin scriptul filmului și ceea ce se va întâmpla în povestea filmului să fie o realitate curată, clară, în care omul, când se va uita la acest film, să zică am trăit sau trăiesc sau uite unde se poate ajunge sau ce e de făcut. Că până la urmă despre asta e filmul, despre ce e de făcut. Exact. Octavian, mă ascultam, evident, interviul pe care tu l-ai dat de lungul timpului despre acest film pe care abia aștept să-l vedem cu toții. Spuneai că este inspirată dintr-un caz real. Cazul cui? Al meu. Nu m-am sfinit niciodată să vorbesc despre viața privată. Nu e un subiect tabu. Sunt un om simplu, un om de rând, care mi-am dorit să ajung undeva prin visul pe care l-am avut. Am reușit să ajung într-o anumită ipostază, într-o anumită postură. Iar pentru lucrul ăsta vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut în primul rând încredere că un om simplu poate să renunțe la absolut tot, la, nu știu, la job, la carieră, la orice lucru care încă îl ține agățat în viața cotidiană de anumite lucruri și nu se duce până în pânzele albe pentru a-și urmări visul. Pentru asta am făcut filmul ăsta și de aici am pornit. A simțit pe pielea lui că depresia e mincinoasă, pentru că nu el era cel care ceda, ci depresia era cea care o sabota. Este extrem de importantă corectitudinea documentării acestui film, pentru că chiar dacă el va fi un thriller, va avea un subiect care nu e aproape deloc medical, da? Va fi foarte acurat, va fi foarte autentic cu privire la ce simte personajul. Asta ne și dorim, să aducem aproape și nu de cei care au depresie, pentru că, din păcate, cei care au depresie nu se vor duce în sala de cinematograf. Ei nu mai fac asta, ci noi ceilalți de lângă ei să ne uităm și să găsim acolo mici elemente care să ne producă acest trigger și să ne întoarcem cu fața și cu sufletul către cei care cred că sunt pierduți și să-i aducem înapoi. Pentru că depresia este o boală în singurări. Și o să vedeți povestea thrillerului.
e atât de parșivă, este atât de ne face să ne ascundem după o mască zâmbitoare, prosperă, liniștită, și în spate să fie o furtună, să fie o furtună de emoții, de frici, de autosabotări, o lume care realmente nu există, dar pentru cel care este în depresie există și extrem de dureroasă. Ce nu știm este că depresia doare, doare fizic, nu numai emoțional. De aceea este atât de iluzoriu să ne ducem cu gândul că dacă ai o destresă digestivă, dacă începi să slăbești sau dacă te-ai îngrășat, dacă ai dureri de cap, dureri de în corp, dacă ți-ai pierdut cheful de viață, dacă ți-a scăzut libidoul, dacă brusc mănânci dulce, dacă ai insomnii sau din contră, vrei să dormi foarte mult ca să pleci din lumea asta, să nu te mai gândești la ea, dacă doare pe interior și pe exterior, nu te gândești că ai depresie. Medicul de familie nu te trimite întâi la un specialist să luăm cel mai ușor, da, de diagnosticat, ci ne ducem, ne facem RMN-uri, ne facem analize de sânge, consultăm diversi specialiști, specialități medicale și aflăm că nu avem nimic. Ce simte un om care se duce de la o specializare la alta medicală și îi se spune, nu ai nimic, du-te la gastro, du-te la RMN, du-te la neurologie, du-te la diverse, la tiroidă. Da. Și toate îi se spun, aici nu ai nimic. Gândul că poate să fie o boală incurabilă, deseori am întâlnit-o la clienții mei. Și apoi stai și te uiți ca specialist și spui, da, cum ar fi dacă ne-am gândit că hai să facem o evaluare, hai să consultăm un psihiatru. A, nu, nu, că eu nu sunt nebun, nu mă duc la psihiatru. Încă avem. Da. Mă uit la voi, mi este foarte greu să vă întreb și vă ascult cu foarte mult drag. Îmi dau seama că această ediție va fi ca o poveste, pentru că voi veniți cu o poveste și pentru că vorbim despre poveste, îmi dau seama că este o poveste atât de reală și finalul ei stă în mâna noastră în funcție de cum vrem să-l schimbăm sau să-l modelăm. Nu cred că e despre a vrea, ci despre a ști la timp. Și nu despre a ști tu la timp despre tine, pentru că depresia tocmai ce-ți șoptește, nu e adevărat. Nu mai ai șanse. Viața e rea, e urâtă. Nu poți. N-ai putut de atâtea ori. De ce ai putea acum? E despre noi ceilalți, să auzim. Am început discuția pe această parte a depresiei și aș vrea puțin să mai pedalăm și să mai săpăm puțin. Nu ignorăm partea de film pentru că sunt tare curioasă să-i aflăm secretele din spate, dar vreau ca cei care urmăresc în acest moment să aștepte acest moment important, dar să înțelegem puțin baza pe care se clădește acțiunea lui. Putem spune că omul depresiv este caracterizat prin ziua veselă, noaptea tristă? Nu. Nu. Depresia se instalează în timp. Diagnosticul ei se face după minim 2 săptămâni constante de simptomatologie. Este o degradare continuă a stării de bine, a indicelor de funcționalitate globală. Îți este afectat încetul cu încetul întreaga viață. Te retragi între prieteni, îți sabotezi proiectele, nu mai poți să te mai duci la muncă, nu mai ești interesat de niciun fel de relație emoțională. Am întâlnit persoane care nu mai puteau fi motivate cu proprii copii. Atât de grea este. E ca o mantie care nu mai poți, de azbest, nu mai poți ridica de pe tine. Și atunci te închizi. E greu să te dai jos din pat și să te speli în depresiile acute, în depresiile cronice. Îți modifică cogniția. De aceea nu reușim în depresia cronică să rezolvăm problemele singuri. Pentru că atunci când cineva vine și îți povestește despre o depresie, ce-ți vine să spui? Lasă, dragă, că e ușor. Hai, mă, fă și tu o schimbare. Lasă că și vecina a avut. Hai să-ți povestesc de colegul meu. Ce e aia depresie? Ridică-te, scutură-te, vrei? Sau nu vrei? Nu. Pentru că este vorba de o chimie. În creierul meu lipsește o substanță. Nu mai e. Și nu pot singur. Și nu mai știu singur. Aș vrea să te întreb, Iolanda, dacă depresia este antonim cu fericirea sau cu echilibrul? Este... Depresia este antonimă cu încrederea, cu curajul.
curajul să încerci și să te accepți și să ai încredere că orice trăiești e despre tine, că meriți orice, că dacă astăzi este greu, lasă să treacă, că va veni și bine. Depresia este acel prea plin care umple un gol între cine sunt eu acum, deci ceea ce cred eu despre mine, și ceea ce aș vrea eu să fiu sau mi-au spus alții că ar trebui să fiu. Dacă această distanță este prea mare și eu nu pot să fiu ceea ce cred că ar trebui să fiu, atunci apare depresia. Deci este important să ne uităm la copiii noștri, la părinții noștri. Spuneam mai devreme la cel bogat și cel sărac, pentru că o să vedeți în film, că nu are legătură cu dacă ai sau dacă n-ai, ci despre ceea ce crezi tu despre tine că ar trebui să fie conceptul despre lume, despre viață, conceptul despre bine, despre rău, despre modul tău ideal de a fi, către ce tinzi și despre cine ești tu. Când o să acceptăm că ceea ce suntem e cea mai bună forma noastră, dar că mâine poate fi alta și nici mai bună și nici mai rea, ci doar alta, că evenimentele sunt diferite, că dacă ai puțină răbdare cu tine și puțină toleranță la frustrare, te doare acum, te ustură, e greu. Trebuie să ne aducem aminte de pierderi, nu? Când îți moare cineva, când, știi în film despre ce e vorba, când te desparți de cineva, doare, rău. Dă-i sens acelui eveniment și dă-ți voie să treci prin durerea asta. Nu să te ferești, dacă nu putem să ne ferim de viață. Și încetul cu încetul va veni o zi în care o să doară mai puțin și mai puțin și mai puțin și într-o zi deloc. De mai bine de un an, Iolanda, îți dedici energia și timpul pentru a face lumină pentru noi într-un subiect atât de sumbru. Dacă ar fi să faci un top 5 elemente care aduc depresia mai aproape de individ, care ar fi acestea? Aceste false exigențe. Poate o personalitate mai puțin adaptată la schimbare. Niște modele în familie pe care le-am perceput rigide și cu standarde înalte în ceea ce mă privește, sau un model de gen feminin sau masculin care a avut componentă depresivă, mai pesimist, care mi-a spus, tu copile, viața asta să știi că e grea întâi. Și mi-a spus că doar e. Lipsa curajului și frica de suferință. Și dacă o să le reținem doar pe asta, o să vedem că le găsim în toate cazurile de depresie. Să nu uităm însă, noi vă spunem o poveste acum, pentru că nu vrem să intrăm în date sau eu nu vreau să intru în date foarte științifice, dar trebuie să știm că factorii predispozanți ai depresiei uneori pot fi chiar genetici. Pentru că există niște anomalii, modul în care este recepționată, este preluată serotonina în organism și nu orice s-ar întâmpla acolo, acest proces este împiedicat. Și atunci este nevoie de tratament. Orice ai face, nu ai cum să gestionezi tu. De aceea este extrem de important să ne ducem la acel medic care a făcut aceeași facultate cu cardiologul, a fost coleg de cămin cu ginecologul, este la aceleași ședințe din spital cu neurologul și se cheamă psihiatru. N-are nimic mai rău acel om. Nu te judecă. Este dedicat acelei meserii și vede întregul tău organism holistic. Mai sunt și niște psihologi, clinicieni, da? Suntem ciocanul și dalta, dacă vrei, după ce psihiatru își face treaba și îți dă niște pastiluțe, care sunt la fel ca insulina, ca medicamentele de tensiune, ca vitaminele. Îți fac bine, nu-ți fac rău. Aud deseori, dar nu mă duc pentru că o să fiu dependent. Credeți că cei care sunt hipertensivi nu sunt dependenți de tratamentul de tensiune? Sau diabeticii?
sau persoanele care sunt într-o problemă oncologică, acei oameni ar mânca tone de medicamente să știe că viața lor merge mai departe. De ce ne speriem de alte medicamente care se termină? În 6 luni de zile tratament corect și de un proces psihoterapeutic ca să înțelegi de ce ajungi sau ce din mediul tău îți întreține simptomul sau te întoarce din nou un simptom sau ce din modul tău de a vedea lumea sau a te raporta la lume te împiedică să depășești acest moment. Da? Pentru că dacă doar luăm tratament psihiatric și nu facem schimbări în mediu sau în viața noastră sau în perspectiva cu care vedem viața, simptomele se întorc. Mi-ai spus că această depresie este parșivă și cumva îl face pe individ să o ascundă. Vreau să te întreb dacă această depresie poate îmbrăca și forme fizice, pentru că, în general, cu ce este palpabil, cu ce este văzubil, nu ne putem lupta, nu putem să negăm la nesfârșit. Îmbracă forme fizice și mă gândesc la boli somatice, mă gândesc la ticuri pe care le putem dezvolta, nu știu, sneroade munghiile, la un somn îndelungat. Tu vorbești aici un pic poate și de componenta anxioasă, pentru că anxietatea și depresia sunt rude. Uhum. Da, uneori se întâmplă ca o personalitate anxioasă să obosească de atâtea frici și să devină pesimistă cu privire la viitor și să îmbrace și hainele depresiei. De aceea este nevoie să facă un diagnostic diferențial corect. La fel și depresia, o personalitate depresivă, obosește de atâta pesimism și începe să-i fie frică să trăiască și dezvoltă și anxietate. Dar este important să tratăm cauza, să tratăm prima boală care a apărut. Care a fost dominanta în viața mea? Pesimismul sau frica? Da, ea poate să îmbrace componenta aceasta psihosomatică, nu neapărat în ticuri, ci în renunțări. Depresia este boala renunțărilor. Este, dacă o să ascultați cum merge un depresiv, o să vedeți că de-abia își duce picioarele, da? Târie picioarele, pentru că e greu. E greu și e normal. Da, gând, emoție, comportament. Dacă gândurile despre lume și despre viață sunt atât de rele, da, ochelarii cu care eu văd viața sunt cenușii. Ce emoții am eu? De frică, de deznădejde, de imposibilitatea să mai fie bine. Și ce-ți vine să faci? Normal, oricare dintre noi, când simți asta, să te retragi, să te dezamăgești. Ce este foarte periculos la o persoană depresivă este că ea nu ne mai comunică. Ea ne spune prin gesturi foarte subtile, are un întreg travaliu în minte și ne subtitrează foarte puțin și așteaptă de la noi să-l vedem. Și nu o facem. Nu o facem pentru că nu credem că tocmai tu ai depresie, pentru că nu cred că există depresie, pentru că nu cred că e o problemă, e un moft. Și acel om se autoconvinge că nici tu nu faci nimic pentru mine, nici pentru tine suferința mea nu există, nici tu nu mă mai ajuți. Și ne ducem către cel mai grav simptom al depresiei, plecarea din această lume. Ai ajuns într-un punct pe care, sincer, nu știam cum să aduc în discuție, pentru că este dureros, pentru că este sensibil și poate că de multe ori nu avem acea eleganță cu care să-l putem aduce pe masă la discuție clar, dar frumos. De multe ori ajungem în acest punct critic și cu ultimele forțări încercăm să vorbim cu un apropiat despre faptul că ne bate gândul să părăsim. Faptul că verbalizăm acest gând îi dă, ne ține departe de a-l și face? Uneori da. Pentru că am auzit norocoși. De multe ori acest mit, nu că dacă ai spus că ai face, înseamnă că sigur n-ai face. Este un mit sau este o realitate? Este un mit. Uh-huh. Este un mit. În momentul în care îți spune, îți împărtășește acel strigăt de ajutor, mognit, în care el îți spune ce suferă. Și dacă tu ai proasta inspirație, să zici, ai dragă, termină prostiile astea, bine, dar cine nu se gândește la asta? El din nou se însingurează. Uh-huh. Pentru că în această... Cu această decizie nefericită, trebuie să înțelegem etapele. Întâi apare gândul, după aceea apar probabilele soluții și după aceea încercarea. Nu, noi nu știm
Din păcate, depresia nu se umflă, nu faci temperatură, nu face puroi, nu se anchilozează, nu-ți cad părul, nu ți se întâmplă nimic. Doar te stingi. Te arde. Depresia arde. Dacă veți avea vreodată ocazia să vorbiți cu o persoană care a avut depresie, pentru că atunci când are, nu vorbește cu voi, o să vă spună cât de groaznic este. Cât de mult arde pe interior suferința. Și nu este exagerare. Și nu este deloc o exagerare. Este, de aceea se și ajunge la un gest necugetat, pentru că e atât de rău încât vreau să scap. Nu e nici lașitate. Nu e nicio soluție. Pentru că, din păcate, un astfel de gest este o soluție proastă și permanentă pentru un moment din viață. Cu ajutor, cu cei din jur, cu noi toți. Noi toți suntem responsabili pentru asta. Putem să-i arătăm că dincolo e o punte spre bine. Mă întorc la film și aș vrea să vă întreb pe amândoi. Ecranizarea unui astfel de subiect aduce depresia mai aproape de mine pe principiul ce nu știu nu mă doare, dar acum pentru că știu mă doare? Sau din contră ne educă și ne face să știm să o identificăm și să-l ajutăm pe cel de lângă noi? Cum ai simțit totul? Ce ți-ai dorit? În primul rând, mi-am dorit conștientizarea. Conștientizarea că există și că este o boală. Acum la tot ceea ce am auzit din nou, chiar mă gândeam că am avut în teaser niște scene de astfel de încărcătură emoțională și a trebuit eu personal să intru într-o coadă cu apă. Lucru care e banal, până la urmă. Facem deliberat, fără să realizăm, în momentul în care ne facem bani, da? Nu, acum eram îmbrăcat în cadă, cu apă până peste cap, trebuia să stau la fund pentru a da bine la cameră, pentru a crea acel sentiment. Și fără să vreau, mi-au trecut prin minte, nu am ajuns niciodată la acel prag, încât să-mi doresc altceva de la viață, da? Au fost niște momente de singurătate pe care îți doreai să trăiești în agonia aia. Nu știu, acolo era lumea ta. Iar acum că o puneam în practică pentru film, a fost totul foarte, foarte real. Mai real decât puteam să-mi imaginez. Și asta mi-am dorit pentru public. Să vadă lucrurile reale, să le simtă. Și ce este cel mai important e că oamenii care vor veni la acest film, dacă vor simți, vor considera că este un film pe gustul lor, nu vor face altceva decât să plece din sală bucuroși că și-au dat seama de niște lucruri, că le realizează încercând să le schimbe în bine, sperăm noi. Pentru că acest film nu este un film de festival, un film greu. Un film de care să nu poți înțelege esența. Noi am încercat ca prin acest film să-l facem comercial, într-un limbaj de lemn, să spunem așa, da? Care să poată să distragă omul de la firul roșu, narativa, și anume depresia. Să poată să-l treacă prin mai multe stări. Prin lucruri cu care este obișnuit zilnic să le facă, da? Să meargă la muncă, să vadă asta, să fie o petrecere, să iasă cu prietenii, să fie un moment critic al vieților în care contează foarte mult decizia de moment pe care o vor lua în acele cazuri. Și în film, mai zi, nu este chiar o decizie bună, e chiar o decizie proastă. Dar pentru asta este filmul, pentru a identifica boala, pentru a vedea ce se întâmplă cu un om care aparent are tot ceea ce își dorește, are viața perfectă, atât real cât și în social media. Că mai nou, în viața pe care o trăim, ne uităm la pozele din vacanță, ale prietenilor, cunoscuților. Eu sunt stresat, stau acasă, muncesc, sunt la birou, alții sunt în vacanță. Toate aceste lucruri ne aduc o încărcătură emoțională pentru mulți dintre noi foarte puternică și chestia asta ne cam taie orice fel de aripi am dorit să avem. Pentru că, na, așa e viața, așa se întâmplă. Dar scopul filmului este în primul rând de conștientizare, de a vedea cum este un om care trăiește cu astfel de boală și vom vedea și deznodământul, care în opinia noastră va uimi un pic așa publicul. Pentru că nu-l vor anticipa și decursul filmului nu va putea fi anticipat.
acum. Și nici nu-l vom spune. Nici nu-l vom obligatoriu, spune, obligatoriu, da. Aș vrea să punctez aici ceva, era, pentru că ești una din temerile mele și de obicei și specialiștii și mass media întreabă. De fiecare dată când apare un incident care este mediatizat, specialiștii știu că apare o contagiune și că oamenii care au fost în dificultate recurg la gest mai repede, pentru că, uite, am văzut ce-a făcut X și fac și eu. Uneori chiar și tehnica se... E ca și cum ai arzi niște etape, doar văzând. Exact. De ce m-am alăturat și de ce echipa mea s-a alăturat acestui film este tocmai să înțelegem că prin acest film noi toți participăm la binele tău, cel care te uiți. Și că dacă ai ajuns să te uiți la filmul ăsta și ți-e greu, nouă ne pasă de tine, chiar dacă nu ne cunoaștem. De asta l-am făcut, pentru noi toți. Și pentru că, dincolo de acest moment foarte greu, în care crezi că cel care a făcut gestul ți-a dat o idee, să-ți dai seama, în acest film, cât de mincinoasă și de greșită este această idee. Că este foarte simplu să fii acolo și să permiți, doar să te îndoiești de ceea ce gândești. Încearcă să-ți dai două explicații, trei explicații la situația în care ești. Și atunci vezi dacă acel gest mai este valabil. Legat, doar un singur detaliu, legat de ceea ce a spus în momentul acesta. Din păcate nu pot să fac public identități sau mesaje private. Dar vă pot spune un lucru, că imediat după ce am lansat teaserul, foarte mulți tineri, foarte mulți elevi mi-au scris pentru faptul că își doresc să vadă filmul, pentru că așa își dau seama că nu sunt singuri în problema asta. Și foarte mulți au problemă de a vorbi cu însăși părinților. Și mi-e greu să înțeleg lucrul ăsta. De ce? Pentru că întotdeauna eu personal cu părinții mei am avut o relație deschisă, am discutat despre orice problemă. Și lucrul ăsta a fost extraordinar de lejer pentru mine să pot să abordez orice fel de problemă, orice fel de lucru care a intervenit în viața ta. Sunt oameni cărora este extrem de greu să vorbească cu proprii părinți. Iar acest film nu va face decât să deschidă niște ochi acestor persoane, că nu sunt singuri în această problemă. Chiar dacă există și o conștientizăm ca o problemă, împreună trecem peste și împreună, nu neapărat ei împreună cu actorii, ci prin intermediul nostru, prin intermediul actorilor, pot vedea că poate că în prietenul cel mai bun există chiar prietenul cel mai bun care poate să-l asculte indiferent de orice problemă, indiferent de oră, despre orice problemă, da? așa cum am spus. Pentru că asta, în primă fază, te aduce mai aproape de o vindecare. Suntem într-un an 2020 inedit, pentru că nu s-a pregătit nimeni pentru elementele cu care a venit la pachet. Aș dori să te întreb, Octavian, dacă acest 2020, această pandemie în mod deosebit, te-a încurcat în pregătirea și lansarea filmului. Evident, pe toată lumea a încurcat. Aveam un plan, aveam un program pe care trebuia să-l respectăm. Am înțeles, e o problemă mondială, aș putea să spun, da? Nu ne-a oprit doar pe noi, a oprit și pe restul. Dar cu toate astea am încercat în pandemie, un pic la început, chiar și acum la final, să definitivăm acest teaser, pentru că ne-a fost cerut cu ardoare de parteneri, de sponsori, de persoane care își doresc să vadă despre ce este vorba, cum este creat filmul, cine joacă, care este acțiunea, ce potențial are pe piață în acest moment. Iar pentru că am fost împinși de la spate, trebuie să facem acest teaser. De asta poate la un moment dat, în scenele teaserului, străzile sunt goale. Nu întâmplător, ci că așa era real. Și cu siguranță că ne vom privi, vom ști de ce. Exact. Mai are un rol filmului Octavian. Să aducă mai aproape de noi toți specializarea mea. Da, pentru că noi suntem o țară tânără în ale psihologiei. Să știți că în nomenclatorul de meserie a apărut în anii 2000. Facultatea de psihologie a reapărut în 90, dispărând din 74. Nu ne dăm seama că există și astfel de specialiști care să te poată ajuta. Și care se pregătesc. Exact. Și medicul
este acolo și psihologul este acolo și psihoterapeutul este acolo, pentru că psihologul clinician și psihoterapeutul este, sunt două entități diferite. Și atunci filmul face asta, face această psihoeducație. Aduce printre noi această meserie. Eu cred în timingul perfect. Cred că lucrurile se întâmplă cu un rost și cred că se întâmplă într-un echilibru perfect, pentru că în momentul în care echilibrul dispare, noi murim. Vreau să te întreb dacă nu cumva această pandemie ne-a pregătit cumva să primim mai bine filmul. Ne-a adus mai aproape de subiect pentru a-l putea integra mai bine și mai ușor. Din punctul meu de vedere, da. Dar a și pus o presiune să-l facem repede, pentru că suntem foarte mulți acum care avem anxietate, care avem depresie. Spunea Octavian mai devreme despre adolescenți. Să știți că vârsta depresiei începe de la 12-13 ani și nu mai e o glumă. Deci dacă vedeți copilul că are comportamentul schimbat, dacă vedeți că e apatic, că nu-și mai caută prietenii, că s-a retras, nu lăsați acolo. Are nevoie, poate nu de tine ca părinte, pentru că uneori nici noi nu știm ce avem. Dar poate are nevoie de un psiholog, poate are nevoie de un specialist lângă el. Ăsta a fost și motivul pentru care noi anul trecut am dat drumul la acest helpline. Octavian, mă întorc iar către tine și aș dori să te întreb cum ai ales distribuția. Ai în același timp nume grele, dar în același timp și oameni pe care tu ai vrut să-i lansezi la apă. Da, merg pe mâna lor. Și asta pentru că în proiect de la început mi-am dorit să promovez, așa cum și ei mi-au oferit mie această șansă, să o promovez tinerii, să promovez un pic persoanele necunoscute arii cinematografice în momentul acesta. De ce? Pentru că este un film nou, zic eu, de la un regizor necunoscut în momentul acesta, cu un proiect greu pentru că implică multe zile de filmare, implică un subiect greu de abordat și greu de transpus în joc, dar am mers pe mâna lor pentru că ceea ce vor juca în film sunt în viața reală. Nu este un rol, nu trebuie să joace un rol. Vor juca ceea ce sunt în viața reală, dar pentru a ne ajuta, pentru a învăța, pentru ca filmul să capete o imagine artistică mult mai profundă. Pentru asta s-a alăturat și doamna Maia Morgenstern. Eu sunt profund recunoscător, pentru că a fost greu să ajung la dânsa. Nu m-a recomandat nimic încă. Dar rolul, scriptul filmului a fost bine structurat și a dorit din prima să joace și mă bucur pentru că este vocea care și persoana care va transmite exact ceea ce trebuie. Și oamenii o vor lua în serios. Asta e important. Când putem urmări filmul? În 2021, cu siguranță. Încă filmul este în faza de producție. Bineînțeles, cum am spus mai devreme, pandemia a trebuit să ne oprească complet. Și numai pe noi, că și cinematografele au fost închise, probleme. Sperăm ca de la anul să avem viața pe care eram obișnuit să o avem înainte. Sperăm că cinematografele să fie redeschise, pentru că o națiune fără cultură, e aproape moartă. Da? Avem nevoie să ne transpunem în povești, avem nevoie să ieșim, avem nevoie să socializăm. Sunt sigur că conducerea acestei țări va lua o decizie bună pentru toată lumea și sperăm să gândească și la noi. Elanda, mă întorc și către tine și aș dori să te întreb cum ne încurajezi să privim acest film. Să ne dăm o secundă în care să ne întrebăm despre cum poate fi viața văzută și cu alți ochi. Se spune statistic că în viața asta avem cam până pe la 3 depresii. Dacă ești norocos și n-ai făcut niciuna, uită-te la filmul ăsta ca să înveți să nu faci până la sfârșit. Dacă ai făcut una, uită-te la filmul ăsta ca să înveți să nu mai faci pe a doua. Dacă le-ai făcut pe toate 3, înseamnă că vei ști să apreciezi la maximum acest film și ai să ni te alături pentru această cauză, ca nimeni să nu mai fie singur.
vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru că ați vorbit de cald cu noi, pentru că ați fost de apropiați nouă, dar nu vă pot lăsa să plecați fără să vă adresez o ultimă întrebare. Câtă poveste încape într-o secundă? În opinia mea, întreaga viață. Este tot ceea ce ne ține legat de o decizie, legat de o alegere. Și de multe ori suntem întrebați dacă regretăm ceva din trecut, nu? Dacă am putea schimba ceva din trecut, ce ar fi? Nu cred că trebuie să schimbăm nimic, trebuie doar să alegem ca de acum, din această secundă, să putem să schimbăm ce dorim la noi. Pentru că noi suntem oamenii care, entitățile care pot schimba lucrurile în viață. Trebuie doar să-ți dorești. Viața este făcută doar dintr-o secundă, cea a prezentului. Noi nu avem decât acum. Noi nu știm ce se va întâmpla cu noi peste 3 secunde. Nu mai putem schimba secunda ce a trecut. Și atunci viața este făcută dintr-o suită de o secundă. Când o să învățăm asta, o să ne bucurăm de toate secundele din viața noastră. Nu să le mai uităm, nu să le mai aruncăm, nu să le regretăm, nu să ne mai înfuriem pe ele, nu să ne mai dezamăgim. Câți dintre noi nu trăim în trecut, cum trăiește depresia, sau în viitor, cum trăiește anxietatea? Sănătatea este despre o secundă, cea de acum. Vă mulțumesc tare mult și îmi doresc din suflet să fiu acolo în secunda lansării filmului. Mare plăcere, vă așteptăm. Cu mulțumim din suflet. Mulțumesc din tot sufletul pentru că ați putut fi prezenți. Și noi. Ediția Mesana continuă și vă încurajez să rămâneți cu noi pentru că, sigur, o secundă poate face diferența între un pacient informat și unul needucat. Rămâi cu noi!